sunt Anca și unii dintre voi m-ați întrebat cum mi s-a schimbat viața de când m-am apucat de YouTube. Așa că m-am gândit să fac un clip în care să vă arăt cum este viața mea, care sunt avantajele vieții de YouTuber și cât de faină este toată treaba. Așa că haideți cu mine să vedem care sunt avantajele vieții de YouTuber. Un prim avantaj este faptul că am reușit să mă mut de acasă, din Suceava, și m-am mutat în propria mea casă, unde este mai liniște, unde am studioul meu de filmare. Și e colega mea de apartament și acum nu știu de ce e așa neîncântată, de obicei nu face atât de mult zgomot. Da, vino în coac! Hai, ajută-mă să fac niște clătite! Cum că filmez un vlog! Nu, bine, atunci ți-am făcut o mezră. Mersi! Miroase ciudat. Un lucru frecvent care apare în viața mea de YouTuber este editatul clipurilor pe care trebuie să-l fac de două ori pe săptămână. Atunci când nu mi se blochează programul. În altă ordine de idei, lăsând la o parte programul de editare, eu primesc foarte multe comentarii pozitive și pline de fericire și bucurie și care mă bucură, cum ar fi. Hai să citesc acum câteva dintre ele. Cine vrea să ne abonăm reciproc? Jalnică. Fără supărare, dar video-ul nu e de calitate. Mai dezamăgit. Ok. O altă parte faină a vieții de YouTuber este aceea că ai prieteni care să te ajute să filmezi clipurile, cum ai fi fetele astea două care au mai apărut în câteva clipuri de ale mele. Ce ziceți, m-a ajutat să fac un clip? Semnăm din nou contractul. Deci, pe video ăsta, 2 luni de cafea, cu ciocolată, la următorul iubit. Auzi, fă-te că ești fana mea puțin, da? Ok, hai. O altă parte faină a vieții de YouTuber este aceea că atunci când mergi pe stradă te întâlnești cu o grămadă de roscuței și ăsta atât de mince, de drăguței și aici, acolo. Oh my God, că am putea face peste rău mult! Mersi, vă mulțumim! Oh, că nu mă scrie, poate brățile! Un alt avantaj al vieții de YouTuber este faptul că nu ne mai interesează, cel puțin pe mine, nu ne mai uităm în portofel atunci când ne luăm bilete cu trenul la clasa 1, ba mai mult. Am putut să-mi închiriez un întreg vagon la clasa 1. Gata, hai să fugim repede până la clasa 2 înapoi, până nu ne prinde cineva. O parte faină a vieții de YouTuber este aceea că noi toți YouTuberii suntem prieteni între noi, de exemplu cu ăștia doi, mă înțeleg super bine, chiar super bine, zice ceva, băi, ce faceți? Bă, de ce a venit asta? Nu cred că... Nu știu, dacă o ignori, probabil pleacă. Da? Alo. O altă parte faină a vieții de YouTuber este faptul că noi toți călătorim prin o mulțime de hoteluri și putem filma oriunde și orice pe aici și mi se pare super fain chestia asta și chiar sunt fericită că pot să fac chestia așa. Și ea că e amendă de 4 milioane dacă filmezi în hotelul ăsta, doamne, prostie. Da, lol, ce prostie. O altă parte faină a vieții de YouTuber este aceea că facem foarte multe colaborări, cum de exemplu ei în camera asta, uite, fac... Stați, opriți puțin. Știu că filmați, scuze, dar uite alea că ei filmează aici o colaborare și după o să faceți o colaborare cu mine, nu? Nu? Ce? Bă, stai, stop. Bă, hai că vă dau 200 de euro dacă faceți, serios, dacă nu, măcar dacă ziceți că faceți, da? Bine, scrie la marketing. Bun, hai. O altă parte faină a vieții de YouTuber este aceea că facem super multe colaborări. De exemplu, uite, aici sunt mulți YouTuberi. Shelly Vasco fac o colaborare și după o să fac o colaborare cu mine. Așa e că facem o colaborare da, după. Da, facem, super! Yay! Concluzie, este fain să fii YouTuber, mai ales când poți să-ți achiziționezi propria ta aparatură, cum am făcut eu aici pentru video-ul ăsta meu și poți să filmezi oriunde vrei. Ce pentru faci? Că e atât de... Filmez! Filmez cu trepiedul meu? Dar nu e atât. Ți-l dau înapoi, promit că ți-l dau înapoi. Nu! Lasă-mă să filmez partea asta, te rog frumos. Și cu microfonul meu filmez. Asta nu-i camera mea? Nu, e camera mea. Bă, asta e camera mea, uite, exact. E camera mea. Obiectivul meu. Și-a meu. Hai mă că e camera mea. Las-o. Este fain să fii YouTuber, mai ales când poți să-ți cumperi propria ta pentru filmare. Da, în
concluzie, este fain să fii YouTuber, mai ales pentru că ai șansa să faci astfel de videouri ca acesta, care, dacă nu v-ați dat seama, a fost o parodie, pentru că nu este chiar așa în viața de YouTuber, dar, într-adevăr, este una din cele mai faine meserii pe care mi le pot dori. Am filmat clipul ăsta în decursul a o lună și jumătate, în 3 orașe diferite, în 2 anotimpuri diferite, cu o mulțime de persoane cât mai diverse, care sunt absolut toate minunate și vlogger, prieteni de-ai mei. Și chiar sper să vă placă acest clip, pentru că am muncit foarte mult la el și dacă doriți să vedeți mai multe, mai aveți aici încă 2 clipuri de pe canalul meu. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios, bye, pa!